Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă povestesc despre câteva parfumuri din colecția mea pe care eu le văd foarte potrivite pentru a fi purtate la evenimente, la o nuntă, la un botez, la o aniversare, la o zi de naștere, la o întâlnire și așa mai departe. Sunt niște parfumuri sofisticate, elegante, feminine și cred eu că aceste parfumuri sunt și genul acela care primesc complimente atunci când sunt purtate și fac o impresie bună. O să încep cu un parfum care m-a cucerit. L-am purtat acum câteva zile și pur și simplu m-am văzut la un eveniment. Mi se pare un parfum sofisticat, mi se pare un parfum puternic, persistent. Este vorba despre Micallef Mon Parfum Cristal. Este o bijuterie parfumul acesta, miroase extraordinar de bine, proiectează, persistă toată ziua, este parfumul perfect pentru un eveniment și nu numai. Eu vă spun aici despre niște parfumuri care mă duc cu gândul la niște evenimente și pe care eu le-aș purta la evenimente. Asta nu înseamnă că nu le port dacă nu merg la evenimente. Nu, nu, nu. Ei bine, în parfumul acesta regăsim cel mai frumos trandafir pe care eu l-am întâlnit într-un parfum până acum. Este un parfum peste care curge caramel, se simte și vanilie. Este o combinație de toffee, de vanilie, de trandafir, de caramel. Deci este dulce, dar nu este genul acela de parfum dulce mâncabil sau ceva de patiserie. Nu, 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 este un parfum, după cum vă spuneam, sofisticat. E cea mai frumoasă combinație de toffee și trandafir. Este un trandafir atât de miros și atât de frumos și este un parfum atât de feminin. Voiam să vă mai spun despre Mon Parfum Cristal că îl văd potrivit seara, foarte potrivit îl văd seara, dar și ziua, fără probleme. Și mă gândeam la un eveniment de iarnă. Este un parfum dulce, adică îl asociez cu toamna și iarna, dar și cu primăvara de vreme. Și acum mă gândeam la un eveniment de iarnă, poate un Crăciun altfel, poate un revelion la un restaurant. Iar acum toamna e potrivit pentru orice eveniment, este foarte, foarte frumos și dacă nu ai evenimente, poartă-l când ai tu chef, pentru că este un parfum care îți aduce bucurie 100%, mai ales dacă vrei un trandafir altfel. Trecem la un alt parfum elegant, dar ceva mai seducător de această dată și e destul de versatil când vine vorba despre evenimente. Da, îl văd foarte potrivit la evenimente, asta nu înseamnă că eu nu îl port oricând și că voi nu puteți să-l purtați oricând aveți chef, dar îl asociez cu evenimente. Are o iasomie foarte frumoasă, o ambră frumoasă, este un parfum cald, are vanilie, este dulce. Îl văd purtat la o nuntă, de exemplu, dar și la club. E versatil, e versatil. Îl văd potrivit iarna, toamna, primăvara, dar și în seriile de vară ceva mai răcoroase. Mi se pare un parfum versatil, elegant, dar este ceva mai seducător, după cum vă spuneam. Pe Mon Parfum Cristal, de exemplu, îl văd ceva mai sofisticat. Chiar îl asociez cu un eveniment foarte elegant, pe când pe acesta îl văd foarte potrivit și la club. Este un parfum foarte, foarte frumos și puternic, din nou, persistă foarte bine. Parfumul acesta este imposibil să nu primești complimente purtându-l. Trecem mai departe la un parfum foarte elegant și feminin, ceva mai matur de această dată și îl văd mai potrivit ziua. La un eveniment care are loc ziua, la o cununie civilă, de exemplu, mă rog, la un eveniment, dar îl și asociez cu o ținută așa, nude, cum este și sticluța aceasta. Un costum, de exemplu. Este foarte frumos parfumul, este un parfum plin, bogat, moscat, cremos și, după cum v-am spus, elegant, feminin, dar ceva mai matur. E foarte frumos parfumul. Îmi pare rău că nu am apucat să-l port prea mult, dar nu-i problemă că îl port eu și pe acesta. Un alt parfum elegant, feminin și puternic este Elisabeth Parfum Royal. Parfumul acesta inspiră putere și siguranță. Îl asociez cumva cu toamna, nu știu de ce. Are o deschidere citrică, are în mijloc flori, trandafir, un trandafir proaspăt și tânăr, dar și neroli. Și avem o bază, avem o combinație de ambră, vanilie, lemn de santal și patchouli. Este paciuloso lemnos, ca să spun așa. Este un parfum puternic pe care îl văd mai potrivit ziua și pe acesta îl văd potrivit la evenimente care au loc ziua, dar și la întâlniri de afaceri, să zic așa, chestii legate de muncă. E foarte frumos parfumul, v-am spus, îmi inspiră siguranță și putere și este un parfum interesant. Nu este, chiar dacă are baza aceea cu vanilie, nu este un parfum foarte dulce, dar este citrico, floralo, paciuloso, lemnos. E o combinație interesantă, mă duce un pic cu gândul și la English Perenfrija, dar nu este atât de fresh. Este mai puternic, este mai lemnos, este mai dens, mai profund și proiectează și persistă foarte, foarte, foarte bine. Pentru un eveniment ceva mai fancy, vin cu o recomandare îndrăzneață, cu un parfum modern, girly, interesant. Este vorba despre Pink Me Up de la Atelier de Zor. Parfumul acesta este mai nebunatic, mai de distracție, mai de petreceri, de zile de naștere în club, de o întâlnire seara. Da, e foarte potrivit seara, este un parfum obraznic, dar frumos și tineresc și nu îl recomand blind, deși vă recomand să îl testați. Nu vi-l recomand blind pentru că e o combinație de fructe, trandafir și șampanie, însă în bază are patchouli, are iris și ceva dintre acestea e un pic murdar. De aceea vă recomand să-l testați, dar să nu-l cumpărați blind. El este un parfum frumos și interesant și v-am spus că mă duce cu gândul la astfel de evenimente, însă poate să nu vă placă, chiar poate să nu fie pe placul tuturor. Aș pune Oriana în aceeași categorie cu Pink Me Up, doar că Oriana este mult mai versatil din punctul acesta de vedere al evenimentelor, pentru că despre asta vorbim astăzi. Pe Oriana l-aș purta oricând, oriunde, la orice eveniment, zi, seară, nu contează. Ador parfumul acesta, este pudrat, este dulce, cu floare de portocal, este girly, este modern. Nu dai greș cu el. Nu dai greș cu el la niciun eveniment, este părerea mea. Avem bezele, avem frișcă, e pufos, e dulce, îmi place foarte, foarte mult și da, v-am spus că l-aș purta la orice eveniment pe Oriana. Gabrielle Essence de la Chanel este un parfum după care eu nu am întins mâna foarte mult pentru că parfumul acesta cere o ținută, cere o ieșire, un eveniment, de aceea l-am și pus în clipul acesta. Este un parfum care îmi place foarte mult. Mi se pare că în acesta se întâlnește noul, modernul cu vechiul, vintage-ul. Nu știu dacă mă înțelegeți, dar miroase a bogăție. Este un parfum elegant, este proaspăt, avem flori, avem fructe citrice și vanilie, lemn de santal. Este un parfum frumos și elegant, de zi, perfect pentru o ieșire și pentru orice eveniment, zic eu, pentru că mi se pare destul de versatil. La noi Trésor de la Lancôme este un alt parfum versatil pentru evenimentele, petrecerile din perioada rece. dar este genul acela de parfum elegant și seducător. Îl văd cam în aceeași categorie cu Valentino Donna Born in Roma Intense și îmi place foarte mult cum se dezvoltă parfumul acesta. Este și mai misterios. Avem caramel, avem tămâie în bază, vanilie, cafea. Avem și un trandafir afumat în deschidere. Nu pot să spun că mă înnebunește acea deschidere, care oricum trece repede, dar când se usucă parfumul acesta se transformă. Este și cu pralină. Este un parfum dulce, pudrat, seducător, elegant și foarte, foarte frumos. Elegant, sofisticat și simplu totodată este Emerance de la Roul Fragrances. Un parfum care miroase a un trandafir catifelat, dar este o altfel de abordare a trandafirului aici, una pe care eu nu am mai întâlnit-o până acum și asta face ca acest parfum să fie și mai interesant. Este un pic spicy, este cald, este dulceag și mi se pare foarte, este și pudrat, mi se pare foarte, foarte potrivit toamna. Cred că este perioada care îl scoate pe el în evidență cel mai bine. Îl văd potrivit în perioada rece. Nu este un parfum pe care să nu-l văd purtat primăvara. E destul de versatil. Este un parfum delicat, este frumos, dar v-am spus, diferit, dar simplu. Nu n-am mai întâlnit până acum aroma asta în alte parfumuri. Dar dacă ajungeți în Molbăneasa, acolo le găsiți în Delirium, puteți să le testați și sunt multe parfumuri frumoase de la Roul Fragrances. Mai nou le găsiți și pe Military Shop, pe Best Value, dar nu aveți posibilitatea să testați și e păcat pentru că la Roul Fragrances găsiți multe parfumuri și sunt multe frumoase, așa că puteți să testați și să alegeți, dacă vă doriți, exact ce vă place. Nu avea cum să lipsească Scarlet Poppy, Colonie Intens de la Jo Malone din clipul acesta. Este super elegant. Când spun Scarlet Poppy, spun ruj roșu, spun catifea roșie, spun rochie de catifea roșie. Gândiți-vă acum la ce eveniment ați purta o rochie de catifea neagră sau roșie și v-ați pune un ruj roșu. Și atunci vă dați seama cu ce asociez, cu ce fel de evenimente asociez eu parfumul acesta. Este un parfum pudrat, este dulce, are un iris atât de frumos, miroase un pic a ruj, este superb. Superb, ador parfumul acesta. Îl ador. L'Instant de la Guerlain, un parfum foarte feminin și elegant, pe care eu l-aș purta la orice eveniment tot anul. Aș putea să-l port oricând, oriunde, la evenimente de zi cu zi. Este un parfum foarte versatil. Avem o combinație de flori cu ambră și vanilie, aș adăuga eu și niște angelică. Eu am varianta EDT aici. El are în bază listată doar ambra pe Fragrantica, nu știu exact pe alte site-uri, dar eu zic că regăsim aici și niște vanilie și niște angelică. Vă spun asta pentru că mi se pare că se duce foarte mult în zona lui Angelic Noir, un alt parfum foarte sofisticat de la Guerlain, superb, absolut minunat și foarte scump. Mi se pare că acesta se duce foarte mult în zona lui Angelic Noir. Este un parfum matur și foarte elegant, foarte frumos, sofisticat, rafinat, echilibrat. E bun din toate punctele de vedere. L'Instant de la Guerlain. Un parfum foarte elegant pe care eu l-aș purta la evenimente este White Patchouli de la Tom Ford și este ultimul parfum despre care vorbim. Au fost multe parfumuri, sper că nu v-ați plictisit sau că ați ajuns până aici și nu ați renunțat. White Patchouli este un parfum proaspăt, dar are și o parte întunecoasă, aș putea să spun. L-aș purta la orice eveniment, mai mult ziua, zic eu. Este elegant, este proaspăt, lemnos, catifelat, este cameleonic, se usucă foarte, foarte frumos și diferit de această deschidere proaspătă, florală și un pic condimentată. Avem o deschidere de flori, coriandru, trandafiriu, un trandafir proaspăt, tânăr. Deschiderea asta mă duce un pic cu gândul și la Gabrielle de la Chanel. Da, mă duce cu gândul deschiderea asta în zona aia. Poate îl cunoașteți mai bine pe Gabrielle de la Chanel Essence și atunci vă faceți o idee despre cum este deschiderea lui Tom Ford. Ei, în uscare este total diferit parfumul, este foarte frumos, se transformă frumos și în parfumul acesta mi se pare că se întâlnește aroma aceea veche, clasică, să spun așa, să nu zic veche, de citric și floral cu baza care este una lemnoasă și modernă și catifelată și foarte plăcută. Da, este un parfum interesant. Eu vă recomand să îl testați. Vă mai spun și într-un alt clip, dacă vă plac parfumurile clasice, cu siguranță trebuie să-l testați. Nu este un parfum de luat blind, în niciun caz. Cam atât pentru asta. Ei bine, cam acestea sunt recomandările mele parfumate pentru evenimente. Pe acestea le-aș purta și eu la evenimente, dar le port și de zi cu zi, desigur, pentru că nu avem atât de multe evenimente, ce să facem. Sunt parfumuri care atrag atenția într-un mod pozitiv, sunt parfumuri care cu siguranță primesc complimente, dar sunt parfumuri elegante, sofisticate și feminine și vei ieși în evidență într-un mod plăcut, zic eu. Atrag atenția la modul acela elegant, plăcut și ca și cum cineva ar trece așa pe lângă tine și ar zice: oh my god, cât de bine miroase fata asta. Da, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, împărtășiți și cu prietenii voștri, apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați atunci când postez un video nou. Aștept cu mare, mare interes comentariile voastre. Spuneți-mi ce părere aveți despre parfumurile de astăzi și despre recomandările mele. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!